Cel mai bun ecran de la tine de acasă este cu siguranță și cel mai mare, adică televizorul. Informează-te bine înainte să iei o decizie, mai exact dacă îți va satisface toate cerințele. Eu sunt Radu și te voi ajuta să faci cea mai bună alegere. Am observat că ai pus ochii pe noul LG OLED B3. Hai să-ți spun care sunt punctele forte ale acestei serii. Seria LG OLED B3 vine în 3 variante de diagonale. Pont, un inch are exact 2,54 de cm. Astfel, cel de 55 de inch are 139 de cm, iar cel de 65 de inch 164 de cm, iar cel de 77 195 de cm. Aproape 2 metri de ecran OLED cu imagini superbe și cu un contrast infinit. De asemenea, seria B este cea cu cel mai bun raport preț-performanță dintre OLED-urile LG. Așa cum îi spune și numele, ecranul folosește tehnologie OLED, adică Organic Light Emitting Diode, acea tehnologie despre care ai auzit atât de multe lucruri bune până acum și pe bună dreptate. Ecranul este capabil să afișeze negrul absolut și imagini cu un contrast infinit. Fiind paneluri de tip emisiv, adică formate din pixel care generează atât lumina cât și culoarea, televizoarele OLED reproduc cel mai bine informația digitală, indiferent de sursa din care provine. Sunt de asemenea și cele mai rapide și mai nou preferate de gameri din întreaga lume. Pe noul LG OLED B3 vei regăsi toate standardele HDR importante, Dolby Vision, HDR10 și HLG, standarde ce atestă capabilități de redare impresionante. Pentru cea mai bună experiență de film, activează Filmmaker Mode. Doar așa te vei bucura de culorile și de ambianța recomandată de regizorul filmului. Standardele HDR îmbunătățesc sensibil redarea imaginii și a detaliilor, mai ales în cazul aplicațiilor de video on demand disponibile în ecosistemul webOS, cum ar fi Netflix, Amazon Prime, HBO Max, dar și Disney Plus. Dacă ești pasionat de jocuri, află că LG OLED B3 este cel mai bun display pentru acestea. Vorbim aici despre meniul dedicat Game Optimizer și despre standardele de transmisie de imagine G-Sync și AMD FreeSync Premium, precum și Variable Refresh Rate. Acestea vor sincroniza perfect ieșirea plăcii video a PC-ului sau a consolei tale preferate pentru o experiență ideală. Procesorul dedicat de imagine este responsabil pentru analiza și îmbunătățirea în timp real a imaginilor și sunetului. Televizoarele OLED din noua serie B3 sunt echipate cu procesorul Alpha 7 din generația 6, unitate ce se ocupă de procesarea și upscaling-ul imaginilor, iar cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială ca AI Picture Pro, AI Brightness Control și AI Super Upscaling 4K, optimizează în timp real claritatea, definiția, nivelul de culoare și luminositate din fiecare cadru afișat. Tot procesorul grafic dedicat reglează automat și luminozitatea, ținând cont de scena din filmul la care te uiți, dar și de lumina din cameră. Astfel, imaginea rezultată respectă viziunea regizorului. Televizorul este prezent cel mai mare și cel mai folosit ecran și a devenit astfel principalul hub multimedia din casele noastre. Noile televizoare LG OLED B3 au cea mai robustă și cea mai rapidă interfață ce include toate aplicațiile de streaming posibile, precum și cea mai ușor de folosit telecomandă de pe piață. Telecomanda Magic Remote, cu care vine în pachet OLED B3 și care te ajută să scrii parolele sau căutările mai repede decât pe orice alt televizor de pe piață, rămâne în continuare unul dintre motivele principale pentru care îți pot recomanda un televizor smart de la LG. Cea mai nouă versiune a sistemului de operare webOS este gândită ca un meniu familiar de smartphone. O galerie în care găsești rapid toate opțiunile și o mulțime de aplicații, jocuri și chiar canale online cu știri, emisiuni și seriale. Interfața prietenoasă îți ușurează întreaga experiență de navigare, iar secțiunea integrată LG Home Hub este un adevărat hub de control al TV-ului, dar și al dispozitivelor smart IoT din casa ta. Ai control asupra funcțiilor de bază ale acestora și poți crea scenarii de automatizare în casa ta. Cum ar fi, de exemplu, când spui Movie Time să se stingă luminile, să se aprindă soundbar-ul și televizorul să acceseze aplicația ta preferată de streaming. Noile televizoare LG OLED B3 suportă comenzi vocale și integrează majoritatea asistenților virtuali disponibili pe piață, ca Google Assistant și Amazon Alexa. De asemenea, poate fi integrat și în HomeKit-ul celor de la Apple și suportă standardul AirPlay 2. Ba chiar, vine și cu suport pentru standardul Matter, care va incorpora dispozitive smart home de la peste 100 de producători diferiți. Sunetul este o parte extrem de importantă în vizionarea unui film. Televizoarele LG OLED B3 nu fac rapat la calitate și includ numai puțin de două difuzoare, cu un total de 20W pentru o experiență audio imersivă. Poți să te conectezi și prin Bluetooth la el, mai ales cu o pereche de căști, ca să te uiți până noaptea târziu la seriale și îl poți lega și la alte boxe wireless compatibile, cu ajutorul noului standard WiSA, cu care poți crea un setup surround fără să mai tragi fire prin casă. Și aici, inteligența artificială își face simțită prezența cu funcțiile AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning și Clear Voice Pro, care împreună reduce ecoul și distorsiunile din camera în care îl instalezi și accentuează vocea, mai ales pe filme și pe serial. Totul se întâmplă aici cu ajutorul microfonului din Magic Remote, cu care îi spui televizorului poziția ta precisă în fața lui atunci când îl calibrezi. Limitele fizicii nu pot fi depășite. Cu cât difuzoarele sunt mai mari, cu atât sunetul este mai amplu.
Investește într-un soundbar compatibil Dolby Atmos sau într-un sistem de sunet dedicat dacă vrei o experiență cât mai apropiată de cea de cinema. În acest sens, îți recomand să vizitezi și secțiunea audio a magazinului din care ne urmărești. Oferta de soundbaruri LG de anul acesta este impresionantă. În afară de o consolă sau poate PC-ul pe care îl vei lega la el ca să te joci, totul se întâmplă sub semnul standardelor wireless. Cu ajutorul AirPlay 2 poți trimite imagini sau poți duplica ecranele de pe dispozitivele mobile, iar prin intermediul comanzilor vocale rostite în microfonul Magic Remote, îți vei putea controla asistenții virtuali. Pe lângă asta, ai la dispoziție conectivitate Wi-Fi, două porturi HDMI 2.1 pentru conținut 4K la 120 cadre pe secundă, două porturi HDMI 2.0, portul USB, ieșire audio optică și port rețea pentru cablu, pe care îți recomand să-l folosești. Nimic nu se compară cu o rețea cablată, mai ales într-un apartament de bloc unde vezi încă 10 rețele Wi-Fi ce se burează una pe alta. Sunt sigur că ți-a fost de folos acest video, iar acum că ai toate detaliile, vei putea face cea mai potrivită alegere. Găsești toate specificațiile în pagina produsului. Spor la cumpărături!